Unitățile școlare din județul Mehedinți mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a depune la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți solicitări pentru extinderea programului școlar Step by Step. Alternativa educațională Step by Step presupune un program zilnic al copiilor cuprins în intervalul orar 8-16, în care elevii parcurg programa educațională, au o masă caldă, fac activități de relaxare și pregătesc temele pentru ziua următoare, dacă sunt la învățământul primar și gimnazial. La învățământul preșcolar, primar și gimnazial, grupele trebuie să aibă minimum 12 elevi și nu mai mult de 25, iar la creșe grupele trebuie să fie formulate din 7 elevi. Spațiul în care se organizează un astfel de program trebuie să fie de minimum 42 de metri pătrați și să aibă mochetă și mobilier specific. Chiar dacă este implementat de mai mult de 17 ani, în prezent acest tip de predare este practicat în foarte puține unități școlare din Oltenia, fiecare județ având doar maximum 3 unități de învățământ cu astfel de clase.